ne pregătim cu o porție bună de glume direct de la firul ierbii. Doamnelor și domnilor, aplauze puternice pentru Radu Pietrean. Galbenul și tu te crezi. Domnul Crăciunescu, nici măcar un roșu, un 11 metri. O, ia galbenul pentru simulare, lasă, ia și tu te. Dacă nu se poate, nu se poate. Ce, să faci o cerere. A încercat și el. Am încercat, dacă nu pot să obțin nimic. Ce să faci? Și așa nu mă pricep eu la fotbal, de-aia îmi place mie campania aia, eu sunt 12, că nici eu nu mă pricep ca ceilalți 11. De câte ori mă uit la vreun meci, așa, nu prea înțeleg niște chestii. Și de asta am profitat de faptul că sunt niște experți aici, în fața mea, să le pun niște întrebări. Eu nu fac altceva decât pun niște întrebări. Domnul Crăciunescu, de ce se îmbracă, domne, arbitrii în negru? Pentru că așa e moda. Nu, nu, vă spun eu. Ca popii se îmbracă în negru, că pot să-mi groape un meci, vă spun eu. Nu mai, numai, domnul Pietreanu, că a fost moda asta, a trecut acum. Plus că poartă un doliu ipotetic după mama lor. Au zis ce strigă tribunele. Dar de ce Răduceiu și Bergodi vorbesc la fel de prost limba română? Vă spun eu, pentru că unul vrea să o învețe, celălalt să o uite. Și ăla care vrea să o învețe e Răduceoiu. De ce Adrian Mititelu, când vine în București, își ia la revedere de la rude, la prieteni, pentru 2-3 ani? Pentru că merge cu metrou și aude din când în când: atenție, se închid ușile. Mamă! Știe cineva de ce s-a lăsat penalti de fotbal și nu mai sponsorizează? Pentru că el a vrut să mituiască arbitrii cu folcloristii și ăștia i-au trimis pe Irina Login și pe Maria Ciobanu. Ce să... Ce simte un fotbalist când execută 11 metri? Ce simți? Domnul Gardoș, ia spune. N-a bătut niciodată. Asta simte. Deci ori mă scot, ori o să am 50.000 de frățiori după cum strigă publicul. Exact. Ce diferență este între Tamaș și Mutu? Sunt câteva diferențe. Unul dă pumn de bani la lăutar, celălalt pumn în cap la ospătari. V-ați întrebat, domnul Ras, te-ai întrebat de ce unii fotbaliști poartă genunchiere? Pentru ca tu și cu Torje să nu-i loviți cu capul în genunchi. Dar azi nu e atât de mic, Torje chiar e mic. Torje e mai mic decât mine, da? Îi apreciez pe fanii dinamoviști că sunt câini până la moarte. Și acum că Dinamo retrogradează și din divizia B și dincolo de ea. Mamă! A durut asta. Și poate v-ați întrebat de ce nu antrenează Cornel Dinu. A trebuit să-mi notez, pentru că este incomprehensibil pentru un jucător să eludeze intercalarea semidogmatică a sferei exhaustive printre membrele retropostale, în sensul că să nu-i dă ea craci. Urechi, craci. Pentru mine e important ca fiecare jucător să fie la locul lui, cum a fost Craioveanu la Craiova. Și... îmi pare rău că, uite, în juriu nu mai sunt Delia, nu mai e Chelu, nu mai e Bendeac. Mă gândesc că Bendeac de-aia n-a venit, vrea să se lase de umor, să apuce de fotbal și mă gândeam ce post i-ar veni lui. Atacant nu, că-i patinează mingea pe chelie când vrea să dea gol. Mijlocaș nu, că-i cam gras. Fundaș, cred eu. Am zis. Da, și... pe Chelu l-aș pune să scrie texte pentru galerii. Clar. Ce mai potrivit, cred. Bine, da. N-are voie deocamdată, că are câteva etape de suspendare și... îmi place foarte mult Naționala României. N-am văzut niciun meci, dar îmi place. Vreau să-mi fac și eu tatuaje cu chipurile lor, dar n-am timp, că schimbă repede și când să... n-am timp să fac tatuaje.
și am scris câteva chestii despre Națională. Ești jucător în Naționala României dacă atunci când iei salariu, cu jumătate din bani îți iei o mașină scumpă, iar cealaltă jumătate o pui lună de lună deoparte să-ți iei altă mașină și mai scumpă. Băi, glumă, glumă, dar are mare dreptate. Bă. Vă dați seama cum pleacă Naționala României la meciuri, autocarul gol în față și 22 de mașini scumpe după el așa. Ești jucător în Naționala României dacă driblezi tot, ai viteză, ajungi în câteva secunde în care o advers tragi la poartă și auzi antrenorul strigând: ia și mingea, bă! De ce nu joacă bine cei din Națională? Pentru că sunt tot timpul cu gândul la iubitele lor și Borcea-i liber. Stres! Apropo, știți cum îl salută elevii, studenții, copiii pe Borcea? Să rămână, tată! Jucătorii din Naționala României sunt de mai multe feluri. Matematicieni, aia care zic, o să dau 120% pe teren. Căpșunari, aia care iau ceva din iarbă, din reflex și bagă în sân. Și pariori, care zic, chiar dacă am pierdut cu 2-0, pun pariu că dacă mai dădeam 3 goluri, îi băteam cu 3-2. În 1986, când Steaua a câștigat finala de la Sevilla, Helmut, ai avut 4 mâini? De atunci au vrut să facă poarta mai mare. Nu se poate, bă, să apără tot. Trebuie să facem poarta mai mare. A apărat și a păzit poarta Stelei. Și ar trebui introdus în rugăciunea: Duca Doamne, apără și păzește. Excelent. Bun, bun. O să iau puțin chitara, pentru că mie îmi plăcea fotbalul de la Craiova, pe vremea când era fotbal la Craiova. Balăci, Oblemenco, vreau să zic ultimul. Și pe vremea aia chiar se juca fotbal la Craiova, până și Adrian Păunescu le-a făcut un imn, dar astăzi imnul ar suna cam așa. De bucurie rar avură în parte, când voi jucați la meciuri ca la nunți, decât antrenament, mai bine moarte. Și vă mișcați ca și cum ați fi munți, și tricolorul românesc se închină când vede ce sportiv mai joacă azi, cu 4 damigeni de tescovină și 20 de legături de praz. Oltenia nu mai e Terra Nova, un zaibără și cu țuică în priviri, iar Universitatea din Craiova trăiește astăzi doar din amintiri. Oltenia nu mai e Terra Nova, cu zaibăr și cu țuică în priviri. Să nu mă împiedic iar că nu mai primesc cartonașa. Foile, un cartonaș alb. Bravo. 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 E bun, mă, n-ai ce să-i faci. Foarte bun. Ce faci? Foarte bun. E excepțional pe tine. Foarte bun. Auzi, dar mingilele astea autentice sau sunt din gips? Păi tu te și vezi. Eu astea mă și hai că oricum n-ai dat. Decorul. Nu stricați repuzita. Mă lasă cu ferperiță. Nu stricați repuzita. Nu, mă, sunt normale. Dă vrei și mă ta un gol, sunt că normale. N-ai dat niciodată în viață. Ia. Ai. Gata, cu trei telefonul la loc.